Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spun de aici, din Parcul Lumea Copiilor, din sectorul 4, acolo unde ne aflăm în această ediție de vară. O ediție de vară pentru că a început deja vacanța mare, copiii sunt în vacanță, dar aici, la Trinitas TV, școala continuă și nu oricum, ci în familie. Astăzi, la Bucuriile Vieții, am onoarea să am alături de mine o colegă dragă, o colegă ce a început un proiect frumos la Trinitas TV și anume emisiunea Școala din Familie, pe care o puteți urmări în fiecare marți de la ora 20. Așadar, îi spun bun venit, Cristina Iteleanu. Bine ai venit la Bucuriile Vieții! Bine te-am găsit, Iulian! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră și astăzi încercăm să vorbim despre bucuria de a merge la școală, iată chiar și în vacanță, iar prin intermediul emisiunii tale, cu siguranță copiii, părinții, adolescenții, de ce nu, poate chiar și cei mai mari, pot să meargă la o altfel de școală, școala din familie. Cristina Iteleanu este, doamnelor și domnilor, jurnalist cu experiență bogată, este un jurnalist care a avut foarte multe proiecte interesante de-a lungul timpului. Și în prima parte a ediției vreau să o cunoaștem mai bine. Cristina, știu că e greu să vorbești despre tine, dar astăzi încercăm să facem o bucurie aici la emisiune și am să te rog în două cuvinte să ne spui ce înseamnă cariera ta, când ai început sau când ai intrat pentru prima dată în presă și cum te-ai simțit. Nu pot să mă rezum chiar în două, pentru că am început să lucrez în presă din 1997. Am început o colaborare cu un post local în orașul în care m-am născut, în Bacău, la Radio Alfa. Am fost întâi colaborator, reporter, am fost realizator de emisiuni muzicale, după care editor-prezentator de știri. Pasul în televiziune l-am făcut în 2004 la același post local care înființase alături de radio și un post de televiziune. A fost la început un post afiliat ProTV, lucru care m-a ajutat foarte mult pentru că am învățat foarte multe chiar de la începuturilor mele în televiziune. Și acolo am ocupat un post de editor-prezentator în prime time, lucru care m-a făcut celebră în tot orașul și care mi-a prins extraordinar de bine la o vârstă destul de fragedă. M-a pus și m-a trecut în diferite situații. Mi-aduc aminte că în 2004 au fost o serie de inundații în județul Bacău. Am stat ore în direct și am vorbit despre acestea cu autoritățile locale. Am vorbit despre cum pot fi ajutați oamenii. Au fost, dacă nu mă înșel, începuturile momentelor în care toată lumea s-a mobilizat, toată țara s-a mobilizat ca să dea o mână de ajutor sinistraților. Așadar, Cristina, de la presa comercială, iată, ajunsă la presa culturală, presa socială și, de ce nu, presa religioasă. Este un pas pe care l-ai făcut cu câțiva ani în urmă, atunci când ai ales să vii în București, întâi într-o presă comercială, după care ai ajuns aici la postul de televiziune al Patriarhiei Române. Da, în 2006, când m-am crezut eu suficient de mare și de pregătită să fac pasul în București, într-un an în care am simțit că am făcut tot ce am putut să fac din punct de vedere profesional în orașul în care m-am născut, am spus să încerc un pas mai mare, am venit în capitală și m-am angajat la Realitatea TV, ca reporter pe știri atunci. Am învățat într-un an de zile cât am stat la Realitatea TV, mai mult decât am învățat în cei 9 ani cât am stat în orașul meu natal, pentru că lucrurile s-au desfășurat cu rapiditate extraordinar de mare și am fost trecută prin diferite situații într-un timp foarte scurt. Aceste lucruri m-au făcut să fiu mai stăpână, să fiu mai sigură, să merg într-un loc, să transmit de la fața locului ce văd, să încerc să fiu naturală. E un lucru foarte greu, să știi că e mai ușor să stai. Este foarte greu și mulți dintre cei care ne urmăresc cred că atunci când ești în fața micului ecran, în spatele camerelor, e ceva așa diferit. Să știi că am făcut și exerciții. Aveam o doamnă, mi-aduc aminte, Elena Cârstea, care tot ne învăța seara după ce ne terminam programul cum să reacționăm în anumite situații. Ne-a fost de mare ajutor pentru că se întâmplă să ajungi într-o locație și să ți se spună în cască, intri în două minute în direct și să spui, nu știu ce se întâmplă aici, nu mă interesează, intri în direct. E o situație extraordinar de dificilă care trebuie să-i faci față. Cristina, dăm voie să spun telespectatorilor că noi ne-am cunoscut chiar în direct atunci când erai pe dealul Patriarhiei. Și cred că erai unul dintre puținii jurnaliști care relatau într-un mod corect, într-un mod just, aș putea spune, ceea ce se întâmpla pe dealul Patriarhiei la tradiționalul pelerinaj de Sfântul Dumitru. Cum a fost experiența ta și spune-mi dacă înainte de acele relatări mergeai la biserică, erai aproape
apropiate de biserică. Mă bucur că spui că relatam într-un mod corect. Corectitudinea, sinceritatea asta, astea m-au guvernat pe tot parcursul carierei mele. Nu era prima dată când luam contact cu biserica, era prima dată când luam contact cu biserica în calitate de reporter. Eu am fost dusă de mama la biserică de mică, am cântat în corul unei biserici, nu mi-era străină biserica și am îmbrățișat-o cu drag în momentul în care am venit în capitală. De altfel, la Realitatea TV ocupam postul de reporter pe cultură și cult. Cumva pașii ți-au fost îndreptați ușor, ghidați, ușor către acest lucru. Întotdeauna am simțit această mână care m-a ghidat. Nimic întâmplător. Nu, categoric nu. Am venit la Patriarhie, pentru că așa ne-am cunoscut, spuneai ceva mai devreme, să transmit un pelerinaj de Sfântul Dimitrie. Tu erai voluntar, mi-aduc aminte în urmă. Și încă sunt. Ești acum voluntar, da? Și uite, vezi cum s-a schimbat viața. Altădată ne cunoșteam, eu își ceream ție informații în calitatea mea de reporter, iar acum am ajuns să lucrez aflu cu tine. Mai multe informații de la tine. Așa este, Cristina. Într-adevăr, este foarte greu de multe ori să treci de la presa comercială, cum spuneam, la o altfel de presă. Spun eu, și asta o spun din tot sufletul, o presă de calitate, o presă în care nimeni până la urmă nu face altceva decât să relateze lucrurile frumoase și asta cred eu că facem la Trinitas TV. Încercăm să aducem bucurii ale vieții în fiecare ediție, în fiecare emisiune pe care o realizăm pentru telespectatorii noștri. Asta este și motivul pentru care sunt aici, dar aș vrea să-ți spun că nimic nu m-a împiedicat să fiu corectă și sinceră nici la Realitatea TV. Dacă există zvonuri cum că atunci când ești într-o presă comercială, ești pus să faci ceva ce nu-ți place și tu trebuie să faci, poate că ele sunt adevărate, dar nu te obligă nimeni să faci acest lucru și nu trebuie să plătești neapărat cu demisia. Poți să fii un reporter corect, poate nu avansezi atât de repede, există o presiune care se simte, însă nu te împiedică nimeni să fii corect. Iar tu ești un exemplu, dă-mi voie să spun asta. M-aș feri de etichete de genul acesta, nu știu dacă există adevărate exemple, suntem oameni cu toții și eu sunt om, sunt sigură că am și eu greșelile mele, dar mă bucur să realizez lucruri din punct de vedere profesional cât se poate de corecte. Cristina, sunt un pic nerăbdător să ajung și la, să spun, subiectul principal al ediției de astăzi și anume la Școala din Familie, emisiunea pe care o realizezi, dar înainte de asta știu că mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le amintim și să le spunem telespectatorilor noștri. Sunt câteva proiecte în care ai fost implicată de-a lungul timpului, proiecte de succes, dacă putem spune așa, proiecte care au venit cu ceva în plus în istoria presei românești. Dăm voie ca primul să spun acel interviu pe care l-ai realizat în exclusivitate cu preafericitul părinte patriarh Teoctist când erai în presa comercială, așa cum spuneam. Cum a fost acel moment pentru tine? A fost momentul, pentru că nu mi s-a întâmplat până atunci ceva atât de grandios. A fost un moment dificil pentru că nu am obținut cu ușurință acel interviu. Am stat la coadă ca orice alt reporter și erau foarte mulți care stăteau la coadă, care își doreau să obțină un interviu cu părintele patriarh Teoctist. A fost un moment și frumos în același timp, pe cât de dificil, pentru că a necesitat o documentare foarte largă, foarte amplă. Eu, nefiind teolog, mi-a fost un pic greu la început, însă am avut oameni care m-au ajutat și m-au susținut să fac acest lucru. Am colaborat întotdeauna cu, să spunem, autoritățile bisericii în măsură să-mi dea o mână de ajutor în acest sens și a ieșit o treabă minunată. A ieșit o treabă minunată până la urmă, spun eu, pentru că am reușit să stau aproximativ 2 ore în preajma preafericirii sale, ore în care m-am bucurat să-l văd exact așa cum am fost ca om. Mi s-a părut un om simplu, sensibil, dar în același timp cu o bogăție sufletească extraordinar de mare. M-am bucurat să văd că era un om destul de puternic în ciuda fragilității vârstei pe care o avea. Un om care mi-a oferit atât cât a putut la momentul acela. A fost un moment de o mare încărcătură emoțională. Am tremurat pe tot parcursul interviului, deși erau momentele, minutele măsurate și întrebările învățate pe de rost cu foarte mult timp înainte, pentru că aveam nevoie... Ca nimic să nu dea greș. Era un moment de zile mari, pentru că preafericitul părinte patriarh Teoctist nu oferea interviuri toată ziua.
cu cât mai rar, cu atât mai puternic a fost impactul emoțional pentru mine. Dar mă bucur că am realizat o treabă de care multă lume își amintește și în ziua de astăzi. Mai văd distribuite pe rețelele de socializare filmulețe cu bucăți din acel interviu și mă bucură tare mult. Nu le distribui eu, le distribuie alte persoane și mă bucur tare mult că lumea a apreciat și încă apreciază. Uite, știi ce n-am spus încă din început? Că vocea ta poate că a fost foarte bine recunoscută acum și poate mulți dintre cei care ne urmăresc se întreabă, dar de unde cunosc eu vocea? Pentru că pe doamna Cristina Teleanu n-am prea văzut-o foarte mult la televizor, mai recent ești din nou pe post. În schimb, vocea este cunoscută tuturor și asta pentru că erai prezentatoarea jurnalelor Radio Trinitas. E adevărat, aș putea spune că o mare parte din viața mea profesională înseamnă radio. Un radio Alfa la început în orașul în care m-am născut și Radio Trinitas aici la București după ce am depășit momentul Realitatea TV, chiar în anul în care prefericitul Părinte Patriarh Teotist a murit. În 2007 m-am angajat la Radio Trinitas. Ce însemna pentru tine perioada Radio Trinitas? M-am întors la prima mea dragoste, deși nu pot să spun că eram în totalitate pregătită. Lăsam totuși un proiect, un drum pe care îl începusem, de care eram foarte încântată și a fost un fel de T0, am dat puțin ceasurile înapoi. Însă și a fost un pas foarte mare pentru că cu adevărat am intrat în presa bisericească, a trebuit să mă adaptez. A fost o schimbare majoră incredibilă. Mi-aduc aminte acele momente în care tremuram și nu eram sigură că voi putea să spun aceste denumiri. Termenii specifici până la urmă. Exact, da. M-am adaptat, mi-a plăcut această nișă și m-am încadrat, cred eu, până în ziua de astăzi destul de bine. Așa este și anul trecut, trebuie să menționăm că ai făcut încă un proiect inedit, la care poate că la început ai pornit cu o teamă că iarăși nu cunoști domeniul, și anume domeniul medicinii românești. Vorbim despre un proiect pe care l-ai realizat chiar în anul centenar, un proiect care cred eu că va rămâne în istoria bucureșteană și am să te rog în câteva cuvinte să ne spui despre ce este vorba. Am avut marea șansă să stau de vorbă cu mari medici ai României, medici care au pus pe picioare medicina românească, care astăzi au 80-90 de ani. Și a fost din nou un proiect care m-a încărcat emoțional destul de mult. Am avut 12 interviuri cu aceste persoane pe care le-am documentat foarte bine înainte. Nu m-am repezit să mă duc, să pun microfonul și am stat foarte mult să-i ascult. Poate colegii mei din spatele camerelor nu au fost foarte încântați de ideea asta. Am stat însă foarte mult să-i ascult pentru că am încercat să ajung la ei ca oameni. Ce se vede din punct de vedere profesional este palpabil, există și în ziua de astăzi realizările lor, însă am vrut să știu despre ei ca oameni, cum au depășit ei momentele dificile, momentele importante care s-au întâmplat în țara noastră în ultimul timp. Dacă tu spui acest lucru, dăm voie în minutele ce urmează să vedem un scurt fragment din ceea ce înseamnă acest film documentar care a fost difuzat și va mai fi cu siguranță difuzat în continuare de Trinitas TV. Sunt doar câteva materiale scurte pe care vă invit, doamnelor și domnilor, să le vedeți în minutele ce urmează. La un moment dat, profesorul Gerota face un anevrism de aortă abdominală. Pe marginea patului avea voie să șadă profesorul Gerota. Fiindcă n-avea spetează, spate în spate cu el stătea profesorul Simici. În fața lui, profesorul Setlace, cu pămătuful ăla de ras în mână, se punea pe față, iar jos în genunchi era doctorul Proinov, tot chirurg, director la Fundeni, care îl rădea cu mașina de ras. E, astea au fost modelele noastre. Acolo se învăța în urgență. Să derulau cazuri numeroase era o școală formidabilă pentru tineret. Ghițescu făcea în special chirurgie vasculară și chirurgie experimentală, pericardita, opera profesorul Juvara. Endoscopia s-a făcut la început cu aparate rigide. Erau niște aparate, un gastroscop rigid,
După aceea a venit un gastroscop semiflexibil. Am obținut rezultate bune la anevrismele cerebrale. Rezultate bune am obținut până la 90% din cazuri. Au venit unii și mi-au spus că, uite, te duci în aeroport, simulăm un accident și rămâi aici. Cu concepția ei despre profilaxia îmbătrânirii, Ana Aslan a deschis o epocă. Concepțiile ei astăzi sunt împărtășite de toți gerontologii. Să adaugi ani vieții și viață anilor. Nu pleacă pentru bani, pleacă pentru modul în care sunt considerați medicii în societatea de azi. 100 de ani de medicină modernă în capitala României Unite. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în continuare în Parcul Lumea Copiilor din sectorul 4. Este vreme de vacanță aici în București, cu siguranță și la dumneavoastră acasă. Tocmai de aceea, alături de mine este în continuare Cristina Teleanu, colega mea, cea care este realizatoarea emisiunii Școala din Familie. Cristina, am văzut acest scurt material despre filmul documentar despre care vorbeam puțin mai devreme. Un film documentar care vara aceasta va fi prezent în cadrul unui festival de film. Nici nu știi cât de mult mă onorează, pentru că am primit această veste în urmă cu câteva zile, că am fost selectată în Festivalul de Film și Istorii de la Râșnov. E clar că a plăcut, e clar că subiectul este foarte interesant, abia aștept să merg acolo, abia aștept să văd ce se întâmplă. Nu-mi doresc neapărat un premiu, dar mă bucur atât de mult că cineva a putut să vadă filmul acesta și mai mult decât atât, la final apare sigla Trinitas TV. Cred că toată țara va afla cu ocazia aceasta că la noi se fac filme de foarte bună calitate și aș vrea să-mi dai voie să-mi spun un lucru aici. Anul trecut nu am avut ocazia și îmi pare tare rău. M-am gândit tot timpul la aceasta. Toți colegii mei care au făcut film documentar anul trecut cu ocazia celebrării centenarului Marii Uniri au făcut filme extraordinare. Cred că toate ar trebui vizionate, toate ar trebui premiate. Așa este și este o echipă tânără, o echipă frumoasă, o echipă de profesioniști în care credem cu toții și le mulțumesc chiar și celor care chiar în clipele acestea se află în spatele camerelor de filmat și încearcă să dea tot timpul cele mai bune imagini pentru cei de acasă. Cred eu că avem grijă de calitate, nu? Așa este. E un produs de calitate, în primul rând, din punct de vedere cultural. Un produs de foarte bună calitate, dacă te referi la Trinitas TV. E un produs în care toată lumea o văd destul de implicată și de responsabilă de ceea ce face și am întâlnit oameni pe la filmări care mi-au spus de fiecare dată că suntem singurul post care asigurăm această parte care este nevoie, care nu există la ora actuală în România, o asigurăm totuși. Ne bucurăm de ea. Cristina, revin la filmul documentar. Sunt câteva interviuri care știu că ți-au rămas cumva în suflet și țin minte că după fiecare interviu reveneai în redacție foarte entuziasmată. Noi ne uitam foarte uimiți la tine pentru că nu înțelegeam exact acea bucurie de care spui. Aș vrea să ne spui care au fost bucuriile vieții pe care le-ai trăit în cadrul acestor filmări. Au fost o serie de povestiri pe care mi le-au spus marii medici de care îți spuneam mai devreme și acesta este motivul pentru care veneam foarte încântată, pentru că îmi dădeau voie să intru în inimile lor, în casele lor, în inimile lor. Și m-am întors cu extraordinar de multă emoție. Mi-aduc aminte că l-am întrebat pe domnul profesor Sarafoleanu cât și cui datorează integritatea lui fizică și intelectuală până la această vârstă. Am avut curajul să-l întreb așa ceva, chiar dacă nu se vede pe filmul documentar, și mi-a spus simplu, munca. Mă trezesc la ora 5 în fiecare dimineață și cu acest ceas merg toată viața. Mă trezesc, merg la spital, în consult pacienții, mă rog, povestea toate rigorile prin care trecea. Toată această desfășurare nu a renunțat o clipă la ea. Domnul profesor consultă și în ziua de astăzi. Domnul academician Leon Dănăilă îmi spunea același lucru, că se trezește și mai devreme, undeva la 3-4 dimineața. Toată viața a consultat bolnavi în continuu, a operat, zilele lui erau extraordinar de pline. Nu știu, arată-mi o persoană care reușește să se trezească la 3-4 dimineața și este bună de muncă până la finalul zilei. Nu mai vorbim de săptămâni una după alta. Și de responsabilitatea pe care
o au. Da, așa pentru este. Că domnul academician Leon Dănălie este neurochirurg și are o responsabilitate extraordinar de mare. Operează pe creier. Cristina, de fiecare dată, iată, vedem modele în viața noastră. Acești oameni sunt modele de bune practici, sunt modele pe care fiecare dintre noi poate ar trebui să le urmăm și de ce nu tânăra generație ar trebui să aibă astfel de modele? Pentru că, iată, vedem cum ei au devenit ce au devenit prin muncă, prin perseverență și multă, multă răbdare. Mi-am dorit ca un alt mesaj din acest film documentar să fie tocmai acesta. Acești oameni sunt niște modele de urmat. Toți, la unison, după ce terminam filmările, aveau un singur regret, că ne pleacă tinerii din țară, mai cu seamă medicii. Și acei medici foarte bine pregătiți, foarte bine școliți aici și pleacă. Și îmi spunea chiar domnul profesor Sarafoleanu că nu pleacă pentru bani, ci pentru felul în care sunt tratați în societate în ziua de astăzi. E o amărăciune cu care toți pe care i-am întâlnit trăiesc în suflet, mi-am dorit, de fapt acesta este și mesajul de final al filmului, că ce-ar fi să facem ceva să întoarcem, că cu siguranță între ei se găsesc genii ca Gheorghe Marinescu, Nicolae Paulescu, Aurel Babeș și așa mai și departe. Și sigur, realista poate continua. Cristina, aș vrea să mergem într-o zonă mult mai optimistă și anume ceea ce facem în zilele noastre. Așa cum spuneam, doamnelor și domnilor, în fiecare marți de la ora 20, Trintas TV găzduiește o nouă emisiune, o emisiune, sper eu, că va deveni în curând de succes în rândul părinților, bunicilor, adolescenților, dar și al tinerilor și al copiilor. Școala din familie, Cristina, este un proiect care cred eu că este unic totuși pe piața multimedia, pe piața mass media din România. Spune-ne despre el, cum s-a născut, de ce este necesar un astfel de proiect într-o televiziune? Mi-am dorit acest proiect în primul rând din calitatea mea de părinte. Eu cu trei copii, trebuie să menționăm asta. Da, trebuie să știe telespectatorii că eu în redacție am acest hashtag, copiii mei. Lumea nu mai spune Cristina, îmi spune hashtag copiii mei. Trebuie să știe lucrul acesta telespectatorii noștri. Da, sunt mamă de trei copii și mă mândresc tare mult cu asta. Mi-am dorit acest proiect extraordinar de mult. Mi-am dorit să dau din cunoștințele pe care le-am acumulat în creșterea celor trei copii ai mei, să ofer și telespectatorilor. Sunt cunoștințe prețioase, sunt lucruri pe care și eu le aflu zi de zi, este nevoie să ne informăm și cred că este nevoie să ne gândim cu seriozitate la generația care urmează. Cred foarte mult că trebuie să ne gândim foarte bine la cum îi educăm, pentru că dacă unii spun că societatea o ia în jos, atunci poate că un mic segment din toată această, tot acest parcurs care se duce în jos constă și în educație. Deci trebuie să ne uităm cu mare atenție la educația copiilor noștri. Aduc în emisiune psihologi, psihoterapeuți, am avut și psihiatrii care mi-au vorbit despre gadgeturi, de exemplu, ce se întâmplă, marea noastră problemă, gadgeturile din ziua de astăzi, aduc oameni pregătiți care să vorbească despre sănătate, despre nutriția copiilor noștri. Îmi doresc tare mult să ofer aceste informații, să fie cunoscute, să fie cunoscute pentru toată lumea care nu are timp. Îmi doresc să fie în 45 de minute atât de multă informație, iar cei care au copii să se uite la emisiunea mea și să le fie benefice. Nu numai cei care au copii, pentru că toți pot învăța din această emisiune și dacă ai spus de copii, trebuie să spunem și de o rubrică specială pe care o ai pregătit-o, este vorba de curiozitățile Evei. Îmi place foarte mult pentru că Eva este un personaj, aș putea spune, care vine cu informații interesante pentru cei de vârsta ei și chiar de ce nu poate și pentru noi cei adulți. Uite un exemplu pentru copii. De ce să nu luăm un copil așa inteligent și așa de curios, ca exemplu, și să luăm un copil care se uită, să zicem, toată ziua în fața televizorului sau face cine știe ce alte lucruri care nu îi se potrivesc vârstei. Eva este un exemplu pentru că mie mi se pare că citește foarte mult, mie mi se pare că reușește să transmită niște informații într-un mod haios, dar le transmite foarte bine, mi se pare mult mai bună ca mine dacă mă întreb pe mine în transmiterea mesajelor. Și noi am îmbrățișat-o, o iubim tare mult. Copiii mei, de exemplu, așteaptă în emisiunea mea partea finală. Ce mai spune Eva astăzi? Sunt sigură că sunt o grămadă de copii care așteaptă acest lucru. Păi hai să vedem ce mai spune Eva astăzi. E pentru că pentru noi a pregătit o bucățică mică de material în care spune lucruri inedite pe care nu o să le vedeți în cadrul emisiunii, dar astăzi avem liber pentru că avem bucuriile vieții. Hai să o cunoașteți pe Eva. Bună, eu sunt Eva și astăzi să vă vorbesc despre
subiți, te sunt Mel Dimitrov și să începem! Veste bună e că de obicei se calmează în câteva minute. Împotriva sughițului sunt cunoscute câteva remedii. Să bem apă în timp ce rățenem de nas sau să fim speriați. Bum! Pentru ca noi să avem senzația de ud, este nevoie de cel puțin și... Cred că au fost mai multe! De ce nu poți să te gândi-l singur? Creierul prevede toate mișcările pe care trebuie să le faci. Când te gândi la alte persoane, simți lucrul ăsta pentru că te-au luat prin surprindere. Ce mi s-a părut cel mai special la firul țesut de păianjen este că acesta este de două ori mai rezistent decât sârma de oțel. Astăzi să mă pun în pielea a doi oameni foarte importanți, adică să fiu doi în unu sau ce să fiu eu. Au fost odată ca niciodată doi frați, acești doi frați i-au salvat de la uitare pe Albă ca Zăpada, pe Hansel și Gretel, dar și pe Rapunzel. Cum probabil v-ați dat deja seama, aceștia sunt frații Grimm. Să nu mergem vorba și să începem. Astăzi o să abordăm un subiect foarte interesant. Acum 230 de milioane de ani, o zi avea 22,7 ore și un an avea 386 de zile. Iar în viitor, peste 180 de milioane de ani, vor fi 25 de ore pe zi și 350 de zile pe an. Sunt un creștin foarte credincios și de altfel, misiunea mea este divină. Îi îndemn pe oameni să se convertească, aduc mult aur regilor creștini din Europa și găsesc o nouă cale de a ajunge la orașul sfânt, Ierusalim. Ce înseamnă convertească? Știu cum să fac aici, o să râdă toată lumea. 620 de milioane de ani, vai fiica, bămăligă! E un gândac pe cameră! Primul lucru care mi s-a părut interesant la zgârie nori este că aceștia sunt proiectați să se lege nevânt. Putem consuma mai puțină energie. De exemplu, putem să stingem becurile atunci când ieșim din cameră. Ha, ha, am prins gluma. Hai, prinde lumina că mă ia somn. Sau să oprim un calorifer dacă nu avem neapărat nevoie să încălzim acea cameră și să folosim becuri economice. Dacă am trăit veșnic și nimeni n-ar mai muri, în câțiva ani pământul ar fi atât de aglomerat încât nu am mai avea loc să ne mișcăm, să ne jucăm, să alergăm. Este ca și cum tot mai mulți oameni ar veni să locuiască la tine acasă fără să faci pregătiri pentru a le oferi un spațiu adecvat. Sper că v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați, să scrieți în comentarii cât credeți că a trăit cel mai mult un om pe pământ. Vă pup! Este ca și cum tot... Să nu mai încep într-o ușă, să începem acum. Apoi, după nu mult timp, nu știam cum să mă exprim. Am revenit, doamnelor și domnilor, am cunoscut-o cu toții pe Eva și vă invit să o cunoașteți în fiecare marți de la ora 20 în cadrul rubricii Curiozitățile Evei de la Școala din Familie. Noi, Cristina, suntem în continuare aici în Parcul Lumea Copiilor. Chiar am vrut să fie un alt mediu în care ne întâlnim, iată, pe o bancă, într-un parc superb din sectorul 4 al capitalei. Un parc în care poate că foarte mulți părinți, foarte mulți copii se întâlnesc și învață unii de la alții lucruri frumoase pe care tu poate le vei explica în edițiile următoare în cadrul emisiunii. Hai să le mai povestim telespectatorilor ce mai pot învăța dacă se uită la Școala din Familie. Pot în primul rând să învețe lucruri din punct de vedere al sănătății. Am o rubrică în care vorbesc despre bolile copilăriei, în aceeași rubrică vorbesc despre nutriția copiilor și despre cum pot fi făcute anumite lucruri astfel încât ei să-și păstreze sănătatea, cum putem noi face. Vorbim și de prevenție. Prevenție. Am la un moment dat un subiect foarte important, cât de mult rău ne face plasticul și cât de mult conține alimentația noastră din ziua de astăzi, cât de mult plastic conține și cât de greșit este să abuzăm de acest lucru. Mie mi se pare că părinții ar trebui să cunoască toate lucrurile astea în momentul în care decid asupra sănătății, asupra copiilor lor să fie în cunoștință de cauză. Dar am și o rubrică de care mă bucur tare mult, pentru că noi avem un parteneriat cu Palatul Copiilor, o rubrică de timp liber, o rubrică în care facem sugestii părinților, dacă doresc, o rubrică în care descriem cât
putem noi mai bine lucrurile care se întâmplă la Palatul Copiilor. Și avem o serie de cercuri foarte interesante. M-a impresionat foarte mult atelierul fanteziei, în care o doamnă profesoară predă istoria într-un mod foarte inedit, într-un mod în care copiii ajung să o priceapă și este vorba de o serie de copii mici, nu vorbim de copii neapărat mari. Pentru că trebuie să spun că în periplul meu pe la Palatul Național al Copiilor am întâlnit foarte mulți elevi de clasa 1-a, a 2-a, a 3-a, nu mai mari. Cristina, nu întâmplător am ales și locația de aici, pentru că în spatele nostru se află Palatul Național al Copiilor și invităm pe cei care ne urmăresc, începând din luna septembrie, să vină să se înscrie la aceste cursuri pe care toată vara o să le vedeți în cadrul emisiunii pe care Cristina Teleanu o realizează. Într-adevăr, Palatul Național al Copiilor are nevoie de sprijin, este un obiectiv cultural al sectorului 4, dacă nu chiar al Bucureștiului, în care copiii pot să vină să învețe lucruri inedite. Și vreau să-i mulțumesc din tot sufletul doamnei director artistic Elena Nicolai pentru că și-a deschis porțile pentru Trinitas TV și ne primește ori de câte ori vrem să cunoaștem nu doar profesorii, ci și copiii care fac performanță aici. Da, și e păcat că nu se cunosc lucrurile din interior, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri grozave acolo. Dar sunt lucruri care nu fac audiență, Cristina. Suntem un post necomercial și nu ne referim la audiență. Ne place să credem că suntem foarte bine urmăriți, dar nu, poate nu ne dorim neapărat acea audiență pe care și-o doresc alții. Tocmai de asta primim acest feedback, că la noi se întâmplă lucrurile reale, profesioniste. Simple și firești până la urmă. Așa este. Iată, putem spune că sunt bucurii ale vieții pe care le putem trăi zi de zi și nu trecem cu vederea aceste lucruri. Așa este. Doresc tare mult ca această emisiune să aibă o viață lungă, să am ocazia să merg, să întreb și să aduc informații în continuare, să trec prin toate etapele prin care trec părinții cu copiilor, pentru că, să spunem așa, la început am făcut o încălzire, am vorbit despre stima de sine, despre înscrierea în clasa pregătitoare, despre importanța sportului în viața copiilor, despre cum îi motivăm să învețe, despre rolul pedepsei, dar îmi doresc să merg să filmez și să aflu lucruri mult mai interesante, mult mai profunde. Îi provoc pe părinții care ne urmăresc să-mi trimită sugestii, să-mi spună lucrurile cu care se confruntă, vârstele copiilor lor, pentru că sunt sigură că sunt niște etape destul de grele pe care ei trebuie să le depășească și trebuie să le depășească cu bine. Este foarte importantă relația părinte-copil, mai ales în momentele grele, pentru că așa cum o depășești, așa reușești să o menții mai departe. Cristina, școala din familie, de ce acest titlu pentru emisiunea în care până la urmă vedem experți, vedem foarte mulți oameni care vin și ne explică lucruri frumoase? Înainte se numea Cei 7 ani de acasă, nu? Această perioadă. Da, școala, prima școală în familie se face. Acum sunt 6 ani pentru că școala începe un pic mai devreme și exact la asta se referă titlul, la prima școală din familie. Cum plecăm cu acel bagaj mai departe? Depășim vârsta de 6 ani, care este un prag psihologic pentru toată lumea, pentru că este exact vârsta la care copiii noștri își încep școala și mergem cu bagajul pe care l-am obținut până la 6 ani mai departe. Haideți să vedem cum mergem mai departe cu bagajul pe care l-avem în spinare. Este greu să realizezi o astfel de emisiune, pentru că până la urmă e o responsabilitate enormă, dacă vrei să spun așa, o responsabilitate a celor care te urmăresc, oameni care încearcă să pună în aplicare anumite sfaturi pe care le găsesc în cadrul emisiunii. Este. Dacă te gândești la responsabilitate, este un lucru destul de greu. Însă, cu cât este mai greu, cu atât mai provocator devine pe zi ce trece. Și eu mă străduiesc să fiu mai bună și mai să dau oamenilor și să-i ajut pe cei care sunt în fața mea să transmită celor de acasă informații cât mai de calitate și cât mai actuale. Pentru că trăim în această eră, că vorbeam de gadgeturi puțin mai devreme, nu putem să le excludem total din viața copiilor, însă trebuie să știm să lucrăm cu ele astfel încât să nu dăuneze. Și se poate. Se poate. Eu pot. Deocamdată pot, dar asta pentru că cel mai mare copil al meu are 9 ani, încă nu m-am confruntat cu acele etape de care îți spuneam mai devreme, acele etape dificile, adolescența și așa mai departe.
Este un proiect interesant, un proiect care până la urmă acoperă o paletă destul de mare de informații. Nu este ușor să găsești oamenii disponibili să vorbească despre anumite subiecte, subiecte pe care până la urmă societatea de astăzi le trece de multe ori cu vederea. De ce să ne punem noi să vorbim despre impactul negativ al telefoanelor mobile când industria telefoanelor mobile ne obligă până la urmă să cumpărăm, să consumăm produsele acestea? Iată, sunt câteva dintre micile, să zic, probleme pe care le poți întâmpina. Ai putea să spui că ne punem cumva contra valului, nu le excludem, pentru că au apărut și în școli, nu telefoanele mobile, dar tabletele și tablele interactive. Este clar tehnologia și era în care ne îndreptăm, se îndreaptă și copiii noștri. Nu o să le excludem, însă vom învăța să lucrăm cu ele astfel încât să nu dăuneze creierului nostru, creierului copilului, dezvoltării lui și devenirii lui ca om, cu toate simțurile la el. Pentru că, dacă vrei, îți împărtășesc o informație din interiorul acestei emisiuni care se referă la gadgeturi. Tocmai asta face, te izolează. Statul pe tabletă, toată ziua pe telefon, te izolează de ceilalți și atunci nu mai ai unde să înveți, să îți crești, să-ți dezvolți anumite abilități, anumite capacități pe care tu, ca om în mod normal, ți le-ai putea dezvolta într-o viață până la a fi adult. Cristina, ce părere au oamenii cu care ai stat de vorbă până acum despre această emisiune? Au urmărit? Au pus în aplicare? Încă mai au dubii dacă se asculte sfaturile sau nu? Am primit ceva feedback-uri. Subiectele sunt foarte interesante și foarte provocatoare. Mă feresc să spun că asta este soluția, asta este rețeta, trebuie să o urmați. Este un exemplu de cum ați putea să faceți mai bine, ar putea să decurgă lucrurile mai bine. Acum depinde de familie, depinde de fiecare în parte, depinde cum și-a gestionat lucrurile în casă, ar putea să fie. Așadar, de ce ar trebui oamenii să urmărească școala din familie? Care ar fi motivele pentru care cineva ar vrea să urmărească această emisiune? Pentru ca să afle informații noi, pentru ca să fie la curent cu ele, pentru ca să afle, cine știe, te poți lovi la un moment dat o problemă în viață căreia nu știi să-i dai o soluție, o primă soluție și poți să o afli undeva într-o emisiune dedicată. Aici, la Trinitas TV. Cristina, mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi alături de noi. Ne apropiem de finalul acestei ediții, nu înainte de a te întreba care sunt bucuriile vieții pentru tine. Bucuriile vieții sunt de-a lungul vieții mele. Uite, mă gândeam la faptul că m-ai întrebat mai devreme despre interviul cu Părintele Patriarh Teoctist. Acel interviu mi-a schimbat viața, nu doar profesională, ci și personală. Atunci mi-am întâlnit soțul, m-am mai puțin de un an ne-am căsătorit și au urmat în decursul altor 10 ani 3 copii. Da, aceasta este o mare bucurie a vieții. Și dacă ar fi să mă uit așa peste timp în viața mea profesională, sigur, a fost destul de plină, destul de ofertantă și m-am bucurat foarte mult. M-a ridicat, m-a coborât într-un mod echilibrat, cât m-a ridicat, la fel de mult m-a și coborât. Însă, dacă ar fi să trec dincolo mâine, aș vrea să iau cu mine 3 lucruri. Niște momente, niște trăiri, niște poze din 3 momente foarte importante din viața mea. Le poți spune? Da, sigur. În momentul în care l-am născut pe Teodor, momentul în care am născut-o pe Ana și momentul în care am născut-o pe Eva. Foarte frumos, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, de multe ori uităm ce înseamnă bucuriile vieții și poate că trecem cu vederea aceste momente frumoase din viața fiecăruia. Cristina, mulțumesc că ai fost alături de noi astăzi. Ne vedem în fiecare marți, ora 20, Trinitas TV, deci școala din familie continuă și pe perioada verii. Continuă și pe perioada verii, va continua și din toamnă cu mai multe informații, promit mai multă documentare și mai multă treabă și mai multe lucruri de oferit. Așadar, noi așteptăm mesajele telespectatorilor și până la sunatul clopoțelului din toamnă, vă invit, doamnelor și domnilor, să rămâneți alături de noi, de Trinitas TV, la școala din familie. Mulțumesc foarte mult, Cristina! Drag. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Iulian Bobârnea și până săptămâna viitoare, când vă dau întâlnire tot aici, la Trinitas TV, de la ora 20, joi, vă spun toate cele bune și nu uitați, bucurați-vă de viață! La revedere!